ATV-ule, ți-am luat ulei de cutie de 20 de lei și mă îndrept spre tine ca nebunul. Vedem acum reacționează după ce îi băgăm un ulei. Sunt două variante, ori pot continua, ori îl scuip afară tot. Ce se întâmplă, doctore? Mie miroase ceva ulei, mă. Simți? Simți că miroase ulei. Dar problema este alta, că mi se pare că ceva sună gripat la ATV și nu-mi dau seama ce. Ca pe topogan. Ce ne dăm drumul direct în jos. Aba! Cam rupt un pic aici drumul. Luăm așa încrucișat pe... Foarte fain traseul ăsta și zona. Foarte fain traseul ăsta și zona. Aer curat. Să mai aerisez puțin, că a fost extrem de cald.
rupt un pic aici drumul. Luăm așa încrucișat pe și aici l-a spălat apa pe ploile care au fost în zonă. Aici cunoaștem zona, că pe aici am mai fost. Sol așa un pic, dacă nu te dai o vreme bună, cum de altfel am pățit eu. Acum chiar mă bucur de ATV pe ziua de astăzi. Deci, efectiv, am ținut ATV-ul nemișcat o lună și puțin. Dar, din păcate, nu se poate să fim cu toate, și cu munca, și cu concedii, și cu ATV-ul, și cu vloguri. Păcate, asta e situația. Până când n-o să fie mai mult timp, o să facem așa ieșiri când putem, să facem vloguri frumoase și să ne bucurăm de ieșitul cu ATV-ul.
Danuț, fii curajos! Aici suntem în zona în care testăm de obicei belțile. Aici am făcut test și la Can-Am, și la CF-ul, și la Segway. Pe topogan. Ce ne dăm drumul direct în jos. Opa.
Ce se întâmplă, doctore? Mie miroase ceva ulei, mă. Simți? Ce? Simți că miroase ulei? Mă, cred că e la căldură. Nu cred. Știi de ce? Că am văzut în remorcă aseară ceva picuri de ulei. Picuri ulei? Nu cred. Aseară am văzut în remorcă. Facem doar. Când vrei. Ha? Hai că mor pe voi, mă! Opa, m-am vrut să trec! Ce te văd pe pasinată, că tot. Bă, tu vezi ce înseamnă să călărești două canamuri? Asta ți intră până în cioante, îți bagă în haine. Dar problema este alta, că mi se pare că ceva sună gripat la TV și nu-mi dau seama ce. Nu cred că e rulment gripat, sau când prind un pic de viteză, parcă are ceva, va trebui să îl duc la doctor. Seama ce sună, dar ceva sună așa ca un fâșit, scârțit, nici nu-mi dau seama exact ce e, parcă vine cea din partea din față. Da, din păcate, v-am zis că ceva se aude sunând foarte tare. Nu știam exact ce este și care este motivul pentru care face acel zgomot. Și mi-am adus aminte că astăzi, când l-am dat jos de pe remorcă, am văzut o pată de ulei. Nu era mare, am zis că e nesemnificativă, nu știam exact de unde, ce și cum, în ideea în care am lăsat ATV-ul pe platformă fără probleme. Acum ne-am oprit în mijlocul câmpului, am luat ATV-ul unui coleg și împreună cu un alt coleg mă duc până la primul PECO,
la prima verificare a zgomotului, după cum mi-am dat seama, era ceva de la un zgomot de curia, cutie, rument, nici nu știam exact ce e, așa că m-am hotărât să dau jos capacele de lateral, să verific dacă am ulei în motor, în primul și în primul rând, și motor și ulei în, în cutie. Am constatat că cutia de viteze este seacă, nu mai are 2 grame de ulei, nimic. Așa că mă întorc în primul sat la primul peco care l-am văzut și o să iau un ulei ce găsesc, să-i pun în cutie, să pot ajunge până acasă și zilele viitoare o să mă duc la servici să vedem ce s-a întâmplat. Pentru că efectiv nu știu care este motivul. Ca uleiul la curs din cutie, ori s-a deșurubat ceva, s-a crepat ceva la cutie, chiar nu pot să-mi dau seama. Gata, băieții, am luat ulei de transmisie, ce-am găsit aici în Peco. Ne descurcăm cum putem. Acum mă îndrept spre ATV. L-am lăsat acolo cu băieții în câmp. Dar sper să nu se, să nu se fi gripat cutia de viteze. O dăm din una în alta. Dar speranța moare ultima. Vedem acum cum reacționează după ce îi băgăm un ulei. Sunt două variante. Ori pot continua, ori îl scuip afară tot. ATV-ule, ți-am luat ulei de cutie de 20 de lei și mă îndrept spre tine ca nebunul. Iubire, ți-am luat ulei de 20 de lei și mă îndrept spre tine ca nebunul.